Un bărbat de 36 de ani din Craiova susține că a fost oprit fără motiv în trafic de oamenii legii, fiind condus ulterior la secția numărul 3 din Valea Roșie. Aici, el susține că a fost agresat de polițiști și eliberat ulterior. Totul ar fi pornit de la un conflict verbal în trafic. Eu eram pe prima bandă, cu câteva mașini în față, până la trecerea de pietoni, pe prima bandă. Era poliția prima și iar mașini în spate. Au trecut pietoni, veneau pietoni și din dreapta și din stânga. Ei la un moment dat au frânat, au stat un pic și au trecut exact printre ei. La mine, mașinile din fața mea, toate după prima bandă, au făcut în sus. Eu am ajuns undeva în lateralul poliției. Mașinii de poliție, da. Adresându-le, spunându-le, așa dați voi exemplu la conducătorii și cetățenii ăștia care vă văd și noi ca șoferi, așa dați voi exemplu. Și au venit cu mașina în față, eu stăteam calm și mă uitam la ei. Știam ce urmează să dau acte, nu era problema asta. V-au cerut acte, v-au cerut? Nimica, mi-a venit direct cu mâna în gât și mi-a băgat-o aici. Și eu am rămas cu mâinile pe volan. Atunci m-am lăsat încătușat cu mâna asta în care îmi luasem telefonul să-i dau drumul la reportofon. Mi-a smuls telefonul când s-a urcat pe dreapta. Avea cheia de la Smart pusă, ca e rotundă, pusă aici în mână și scoasă pe aici ca un pulman. De la mașina mea. Și prima lovitură mi-a aplicat-o asta. Știe foarte bine. Aici mi-a aplicat prima lovitură. Pe urmă mi-a dat niște pumni în cap. La un moment dat mi-am pierdut cunoștința și m-am trezit în curtea secției, în care îmi dădeau palme și îmi spuneau că mă prefac. Secția din Valea Roșie? Valea Roșie, secția 3, Craiova Poliție. Eu când asta spuneam și strigam după superiori. M-au băgat într-o clasă, într-o cameră care părea ca o clasă de școală. M-a aruncat jos, cum stăteam așa, mi-a pus piciorul pe cap aici și am stat eu aproximez 15 minute, dar se poate să fie și un minut în halul în care era, nu pot să-mi dau seama. Și de atunci a început propriu zis calvarul. Inclusiv am țipat după ajutor în secție. E, până la urmă, după primul leșin din secție, i-am implorat să nu mai dea că mă lasă. Cum, unde te-a lovit? Unde anume? Au sărit cu picioarele pe cap, pe asta, pe mâinile cu cătușe, ca să le rupă. Și am... O să vadă toate agresiunile de le mele au produs. După ce a semnat procesul verbal, bărbatul a fost lăsat să plece. Ajuns acasă, acestuia i s-a făcut rău, iar familia a chemat ambulanța. În prezent, craioveanul se află internat la secția de neurochirurgie a Spitalului Județean de Urgență Craiova. Pacientul a venit în cursul zilei de vineri, după amiază, afirmând că este victima unei agresiuni fizice. A fost îngrijit în departamentul de urgență, investigat amănunțit. S-a stabilit diagnosticul de traumă craniocerebrală acută și contuzii dorsolombare și la nivelul mâinilor. S-a decis internarea lui în clinica de neurochirurgie, conștient, stabil, hemodinamic și respirator. În momentul de față se află internat în această clinică, primește tratament și îngrijire de specialitate. De cealaltă parte, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj spun că bărbatul oprit în trafic a fost imobilizat și condus la secție după ce a devenit violent la solicitarea agenților de a se legitima. În după amiaza zilei de vineri, 6 octombrie, în timp ce efectuau activitatea de patrulare auto pe bulevardul Decebal din municipiul Craiova, un echipaj de siguranță publică din cadrul secției 3 Poliție a oprit în trafic un autovehicul la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani din Craiova. La solicitarea polițiștilor de a se legitima, persoana a refuzat să facă acest lucru, a devenit recalcitrant și agresiv în limbaj, începând să adreseze cuvinte injurioase și obscene agenților de poliție. În această situație, polițiștii au procedat la imobilizarea acestuia și conducerea la sediul secției de poliție în vederea identificării și luării măsurilor legale. Respectivul bărbat a fost sancționat contravențional pentru comiterea mai multor abateri. Facem precizarea că persoana contravenientă și-a asumat abaterile comise.
comise prin semnarea procesului verbal de aplicare a contravenției și nu a avut de făcut obiecțiuni cu privire la cele constatate de către polițiști. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Dolj spun că până în prezent nu a fost depusă nicio sesizare în acest caz, dar dacă va exista un astfel de demers, instituția va demara o anchetă.